Experții recomandă să scăpăm de toate obiectele vechi, sparte, stricate sau primite în dar de la oameni cu care nu mai interacționăm pentru a scăpa de energiile negative din casă. Iată câteva sfaturi Feng Shui pentru o viață liniștită. În același timp, este bine să nu înghesuim mobila și să nu o lipim de perete pentru a lăsa energia să circule liberă, fără blocaje. Pentru a aduce un strop de pozitivism și energie pozitivă în locuință, există un obiect special pe care îl putem folosi. Focul este un element esențial pentru a avea un feng shui echilibrat într-o casă. Focul este în primul rând un element masculin care este responsabil pentru energia, pasiunea și înțelegerea din casă. Pe lângă sobele și șemineele pe lemne, lumânările sunt una dintre cele mai bune și mai accesibile surse de energie de foc pentru casa ta. Elementul foc este puternic asociat cu direcția de sud, dar asta nu înseamnă că nu poți lăsa lumânări în alte încăperi. Lumânările sunt un instrument puternic în feng shui pe care îl poți folosi în avantajul tău, dar unii pasionați sunt reținuți în privința acestui element. Din acest motiv este important să-ți alegi lumânările și locația cu mare atenție. Este indicat să optați pentru lumânările din ceară de albine. Acestea generează mai multă energie pură și sunt mai bune pentru sănătatea ta decât ceara de parafină toxică. Evitați lumânările cu miros foarte dulce și alegeți ceva cu un miros subtil, cum ar fi lavandă în dormitor sau bumbac proaspăt în baie. Alte arome calmante sunt bambus, aloe vera, vanilie, lemn de santal, nucă de cocos sau citrice. Relatează click.ro.